început și electrica, electrica. Țăvăraie, țăvăraie, să vezi căblăraie. Cei care mi-a spus de placă, o să bag și distanțieri după aia. Ia, yeah, we put after. Da, nu am uitat pentru că am lucrat și eu la viața mea, am experiență în domeniu, nu sunt meseriaș, dar am idee despre ce, cum și în ce fel. Cam așa arată placa noastră. Fier de 10 și fier de 12. Crucificat, așa e mod aici, mă rog. Sper să nu cadă, sper să țină, să trăiască. Care m-ați întrebat de grosimea plăcii, 10 cm, 10, 12, nu știu cât o toarnă. Fier de 10, 12, grinzile fier de 16 și acolo la centru unde nu am stâlp, fier de 20. Probabil o să vă și filmez un pic. Mi-e frică să nu calc în sârmele astea, să mă înțep. Au, m-am bat. Deja am călcat într-un fier. Aici avem ranforsările cu fier dublu. Vedeți? Fier dublu sudat. Așa e grinda. Cea mai țapănă grindă din univers. Fier de 20, fraților, sudat. Legat, sudat. Cei care mi-a spus de sârma de galvan, așa se leagă aici, cu sârmă galvanizată. Nu știu dacă o idee bună. Sincer să fiu, n-am mai văzut sârmă de asta. Până acum am auzit că e prin Germania, se leagă cu de asta, foarte groasă sârmă. Și leagă foarte des, foarte des leagă placa. Adică ne-am mâncat o grămadă de colaj de sârmă. Cred că mai multe legături, mai multă rezistență. Bine, mă, cum ziceți voi. Până la urmă, te mai uiți la 50 de euro, 40 de euro, cât e un colac de sârmă. Îi dai acolo, când mai, n-ai încotro. Colacul de sârmă are undeva la 23-24 de chile. Nu știu câți metri are. Sârma destul de groasă, v-am arătat prin filmulețe. Cam așa arată, aici este grinda unde nu are stâlp. De desubt, asta e grinda întoarsă, cei care îmi povestează grinda întoarsă. Așa au priceput ei să întoarcă grinda, au băgat dublură. Vedeți? Asta este fier de 20, asta e de 16. 16, 20, dublură, legături, sudură, nebuneală. Da, cam atât de aici, vă pup, revin.